Antrenorul părinților Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi la Europa FM. Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan, sunteți la antrenorul părinților aici în studioul Europa FM împreună cu Gaspar Gheorghi. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Ne desenăm un zâmbet pe buze. Exact. Este ultima noastră emisiune înainte de o pauză de două ediții pentru sărbătorile de Paște. Da. Ale mele și ale tale. <laughs> Le-am împărțit frățește, nu? Foarte frumos, Într-o da. eu, într-o duminică tu. Așa că astăzi pentru că tot intrăm din săptămâna mare a ta în săptămâna mare a mea, să îți propun să vorbim despre sacrificiu și despre arhetipul fecioarei Maria ca mamă și despre ceea ce credem noi că sacrificăm de dragul copiilor noștri și de fapt ce înțeleg ei că înseamnă sacrificiu. Hmm. Hai, înainte să intrăm în toată povestea asta, să-mi spui cum ești. Sunt bine pentru că începe vacanța în curând, e o vacanță pe care o aștept de mult timp și uh, număr orele până în momentul în care se încheie munca și începe libertatea vacanței. O să revenim la sfârșitul emisiunii să-mi spui ce faci în vacanță, dar până atunci vreau să-ți citesc, să încep cu un un text pe care urmează să-l urc pe blog și înainte de a-l urca m-am gândit să facem din asta subiectul emisiunii. Copiii n-au nevoie să-ți dai viața pentru ei. Aș putea să-mi dau viața pentru ea. Aș putea să plec până la capătul Pământului pentru Maia. Aș putea să vând tot și să o iau de la capăt oriunde, în orice colț, dacă asta ar fi nevoia ei. Aș întoarce Pământul cu josul în sus ca să fie fericită. Dar ghiciți ce. Ea nu vrea nimic din toate astea. Ea vrea să o țin în brațe, să o mângâi pe păr, ea vrea să o ascult și să o scarpim pe spate, ea vrea să o văd din când în când și să o lasă doar în patul meu. Ea vrea să o respect, să o accept așa cum e, să mă bucur de bucuriile ei. Ea vrea să o lasă decidă cum să-și facă viața, ea vrea să o încurajez, să o susțin, chiar dacă nu înțeleg și nu sunt de acord cu alegerile ei. Ea vrea să fiu fericită și sănătoasă și vrea să-i fac din când în când mâncarea preferată. Își dorește să ne uităm împreună la iarul ei preferat și să mergem împreună în vacanțe. Ea vrea să-i ascult muzica și să-i cunosc prietenii. Ea vrea să tac atunci când nu vrea să vorbesc și să plec atunci când vrea să fie singură. Ea vrea să am răbdare și să o las în ritmul ei. Ea vrea să-mi fac mai mult timp pentru ea și atunci când suntem împreună să nu mă împartă cu nimeni. Nu înțeleg. Vrea atât de multe lucruri pentru care eu trebuie să mă opresc din munca mea, din treaba mea, din lumea mea. Vrea atât de mult care înseamnă, de fapt, atât de puțin, și totuși, mărunțușurile astea îmi iau mie cel mai mult timp. Cum să-și dorească atât de puțin când eu sunt dispusă să-mi dau viața pentru ea? Cred că majoritatea părinților sunt gata să-și dea viața pentru copiii lor, dar când e vorba de nevoile simple ale copiilor, nu consideră că e important să-și facă timp pentru ele. În spatele ideii că mi-aș da viața pentru copilul meu, rămân blocată în vieți în care copilul are tot mai puțin loc, mai puțină atenție și mai puțin răbdare. Părinții sunt capabili de marile sacrificii, dar se blochează în micile nevoi ale copiilor. Hmm. Ezos tema! foarte frumos felul în care ai exprimat în cuvinte realitatea vieții de zi cu zi. Pentru că am fi asta să simțeam. Adică eu aș putea să-mi dau viața pentru ea, dar mă simt așa ușor iritată când trebuie să-mi schimb programul, că are muci sau uh, tușește sau uh, are o dispoziție foarte proastă, și eu trebuie să mă dau jos de pe tocuri mm -hmm. și să mă opresc un pic din uh, viteza pe care am luat-o în dimineața asta ca să-l liniștesc, să-l calmez. Uh, cum faci în gașpar? Au copii această forță, Mirela, de a ne scoate din starea de pilot automat și din poveștile pe care mintea noastră le construiește și ne forțează cumva să revenim la realitate și cred, exact așa cum ai spus și tu, că majoritatea părinților și-ar da și viața pentru copiii lor pentru că am impresia că asta face un părinte bun, însă în același timp pare să existe această rigiditate sau inflexibilitate apropo de a coborâ la nivelul copilului și ai zâmbi în momentul în care are nevoie să i se zâmbească la atinge atunci când are nevoie să fie luat în brațe și uităm cumva că de fapt viața este formată din astfel de lucruri mărunte, nu din gesturile extreme, exagerate care și ele pot să fie extrem de importante. Însă, aceste momente de microconexiune le numim noi în psihologia relațiilor, sunt ceea ce îi face pe copii să se simtă bine. Iar și rezonez, bine. dăm voie să mai spun Dar doar asta, rezonez atât de mult cu ceea ce ai scris acolo și anume copilul își dorește ca părintele să fie fericit. Copiii au nevoie de asta, să-și vadă părinții veseli, plini de energie, de vitalitate, pentru că ei se încarcă cu asta. momentul în care văd că mama, tata sunt fericiți și eu îmi dau voie să mă joc, să aduc buna dispoziție în viața mea, dacă ei sunt triste, puizați, supărați, furioși, frustrați, toată acea energie ajunge și la copilaș Da, pentru că el se simte prost să fie vesel și fericit când mama e tristă. Nici măcar nu-și dă voie de cele nu mai multe Nu-și voie ori. să da. sară într-un picior când tata e bosumflat sau stă cu capul pe mama să și de grijă. Ce este, din punct de vedere relațional, sacrificiu, Gașpar? Din, punct de vedere, a, din punctul de vedere al psihologiei relaționale, am putea spune că sacrificiu presupune să vezi care sunt prioritățile de moment și poate să alegi nu neapărat ceea ce ai vrea să faci, ci ceea ce e bine, ceea ce e în congruență sau în concordanță cu valorile tale de viață. Dacă îți dorești să fii un părinte iubitor și un părinte care să fie conectat cu copilul sau adolescentul, asta presupune să renunți din când în când la ce îți spune mintea că ar trebui să faci și să vezi care sunt nevoile adolescentului. S-ar putea ca nevoile reale ale adolescentului să fie diferite de ceea ce îmi imaginez eu. Poate eu mă gândesc că al meu adolescent vrea să. Uh, nu știu, să-i cumpăr. Uh, să ascultăm un concert care nu Să ascultăm place. un concert sau să-i să, să -i cumpăr ceva pe când s-ar putea ca el de fapt își dorește mai degrabă conexiunea cu mine. Atât de să des... Să batem magazinele împreună și să ne uităm la tot felul de lucru și la final să n-alergă nimic, exact, dar exact, ora exact. aia în care am stat și am schimbat impresii, simt exact. că am făcut-o pentru el. Și aici ai pus punctul pe ei, pentru că de foarte multe ori copii exprimă nevoile sub forma unor vreau asta, vreau cealaltă, dar de fapt ei sunt însetați după conexiune, după această intimitate psihologică, emoțională, pe care nu prea știu cum altfel să o obțină în interacțiunea cu părinților. Și atunci nu vreau pantofii ăștia, nu vreau pantalonii ăștia, nu vreau cămașa X, nu vreau tricou Z, pentru că vreau atenția ta. Vreau să văd că-ți pasă de ce se întâmplă în universul meu interior. Am sentimentul că majoritatea părinților nu asociază uh, ideea de sacrificiu cu aceste nevoi emoționale pe care ar fi dispuși să le facă, dacă ar ști cât sunt de importante, ci mai degrabă cu acumularea de bunuri materiale. M-am sacrificat pentru tine ca să construiesc casa. M-am sacrificat pentru tine ca să ai o mașină la 18 ani. M-am sacrificat pentru tine ca să-ți dau cheile de la o garsonieră când ai plecat de acasă. M-am sacrificat pentru tine să-ți plătesc meditații. Această, acest troc, acest schimb permanent care are legătură cu banii, este mai degrabă în accepțiunea părinților români ideea de sacrificiu. Și putem înțelege de ce, pentru că asta e moștenirea noastră psihologică de la generațiile anterioare. Mare parte din bunicii, străbunicii noștri au trăit cu această teamă de intimitate, mai ales atunci când ei au fost părinți. Poate că lucrurile s-au schimbat pe măsură ce au înaintat în vârstă și au devenit mai înțelepți, dar atunci când au fost părinții, părinților noștri care erau copilași micuți, nu prea și-au dat voie să ia în brațe pentru că nu au avut timp, pentru că le-a fost teamă să nu-i răsfețe prea tare pentru că le-a fost teamă să nu li se urce la cap cu toată această bunătate. Și atunci venim de acasă cu aceste moșteniri pe care le ducem mai departe fără să o opunem prea multă rezistență pentru că mintea ne spune că așa trebuie făcute lucrurile. Asta face un părinte bun. Am avut o discuție cu mama la un moment dat și cred că am mai vorbit în anumite situații despre asta, în care îmi spunea foarte natural cât m-am sacrificat eu pentru tine. Și atunci am zis, mama, serios, cu ce te-ai sacrificat? Pentru că eu îmi amintesc despre copilăria mea. Că tu ai fost o femeie fericită, elegantă, frumoasă, aranjată, erai veșnic, îmbrăcată, în rochii frumoase, coafată, uh, manicura, uh, coaforul făceau parte din, din viața ta, petrecerile făceau parte din viața familiei noastre, era casa mereu plină, găteai pentru că Cu ce te-ai sacrificat? Că nu înțeleg. Păi... Uh, uh, să aveți mâncare și un acoperiș și am plătit meditații și am... Ok, dar sacrificiu, la ce ai renunțat tu uh -huh. ca să faci asta pentru mine? Nu face parte din obligația unui părinte? Nu face parte din datoria ta de părinte să îți crești copilul sub un acoperiș, să-i dai de mâncare, să faci tot ce poți pentru educația lui? La ce ai renunțat? Că pentru mine sacrificiu uh -huh. înseamnă automat să renunți la ceva pentru a putea face altceva. Uh -huh. Și mama a zis, a, păi n-am renunțat la nimic. Păi și atunci unde e sacrificiu, mamă? Sacrificiu pentru mine este când o femeie renunță la job și își crește un copil în scaunul rulant. În zi de zi, îl ia în brațe la 16 ani și îl pune pe toaleta dacă e nevoie mm. și îl duce cu căruciorul să vadă un film sau se duce la un cabinet unde un specialist în autism lucrează cu el zic, asta înseamnă să faci sacrificii din punctul meu de vedere și zic, dar tu n-ai făcut cu bucurie tot ce mi-ai oferit? Păi cum să nu, cu bucurie n-ai vrea să înlocuiești felul ăsta de a spune m-am sacrificat și să-mi spui cu toată bucuria ți-am plătit meditațiile la școală, cu toată bucuria ți-am cumpărat cele mai frumoase haine de Paște. Așa de bucuroasă am fost să te văd de Paște pe tine nouă din cap până în picioare. Dar bucuroasă am fost! Păi zi așa, femeie! Ai nevoie, în calitate de copil, să auzi asta de la părinți că au făcut cu ei. Mai deschisă ales după ce au toată cu viața că s-au sacrificat. Da, da. După ce toată viața uze asta, vrei într-o bună zi să auzi că totuși a existat exact. și puțină bucurie exact. acolo. Și eu cred că uneori părinții și bunicii noștri spun că s-au sacrificat pentru că ceva din interior le șoptește că asta e datoria unui îngrișitor. Să spună că s-a sacrificat. Sau că asta trebuie să audă copilul ca să nu-și o ia în cap. Poate fi și asta o explicație. Știi? Că da, foarte mulți da. dintre ei lasă să știe că mi-a fost greu, să mă respecte, să mm -hmm. mm -hmm. se simtă recunoscător. Nu o să-i spun că mie mi-a fost simplu și că am fost fericită, că nu mai dă doi bani pe mine. Hmm. Da, și asta e o perspectivă, într-adevăr. Greșită! O perspectivă la care putem lucra tu cei nu drept. Nu să zici asta, vă spun eu, greșită. Copiii au nevoie să audă de la voi că i-ați crescut cu bucurie, că mâncarea aia pe care ai făcut-o tu, mami, chiar dacă aveai un pui petreuși, cum le ziceau pe vremea lui Ceaușescu, <laughs> și niște picioare de porc și ai făcut niște răcituri, le-ai făcut cu toată dragostea și salata aia, băf, așa cum a fost ea, ai fost foarte fericit. Și asta să e, e într-adevăr foarte important să le oferim copiilor astfel de exemple, însă cred că de asemenea este foarte important să vadă copiii că părinții nu sunt perfecti și că uneori se trezesc cu greu, alteori nu vor să se ridice din pat, alteori poate că nu au chef să gătească acel pui sau acele paste, adică să ai un model cât mai realist despre ce înseamnă să fiu un adult. Hai să le recapitulăm un pic părinților ca să înțeleagă foarte clar când spunem. Că am făcut sacrificii pentru copiii noștri. Atunci când simțim că ceva e foarte greu și foarte dificil, și noi alegem să facem acel ceva foarte greu și foarte dificil, pentru că avem încredere în faptul că, prin atitudinea și comportamentul nostru, aducem stare de bine și fericire în viața copilașului. Și probabil că, într-adevăr, sunt părinți care aleg să nu-și cumpere cea mai modernă pereche de pantofi pentru a plăti meditațiile. Și e o formă de sacrificiu. Nu e cel mai mare sacrificiu din lume dar e o formă de sacrificiu. Poate sunt părinți care aleg să meargă cu copilul lor în vacanța mult visată de copil, deși ei poate și-ar fi dorit să meargă în altă parte. E o altă formă de sacrificiu. Însă cred că e foarte important să facem asta fără să exagerăm, fără să ne lăsăm ghidați doar de nevoile copilului, ci cumva să-i transmitem copilului ok, acum mergem în vacanța pe care ți-o dorești tu, pentru că anul trecut am fost în vacanța pe care ne-am dorit-o noi sau după aceea vom cumpăra ceea ce își dorește și tata, acum cumpărăm jucăriile importante pentru tine. Deci sacrificiul ăsta nu l-aș vedea ca fiind un singur, o singură definiție prin care putem înțelege cuvântul sacrificiu, ci mai degrabă e o definiție flexibilă. Poate ce înseamnă sacrificiu pentru Mirela Retegan, nu înseamnă pentru Gașpar și invers. Pentru mine e un sacrificiu să mă văd cu tine atât de rar mm. și să trebuiască să suport dorul mm. de tine o dată, <laughs> două, trei săptămâni. Și mă sacrific și mă întâlnesc cu alți oameni. Și mă duc în cluburi și la teatru și în vacanțe și în excursii că mă sacrific, Gașpar. Foarte frumos. Dacă foarte nu pot frumos. să mă întâlnesc cu tine, apreciz, mă sacrific și apreciz. mă întâlnesc cu cine poți. Și uite, aș dori să, să le spunem ceva ascultătorilor noștri. Pe 15 mai ne sacrificăm cu toții da, și o, ce vom da, face? Ce Sacrificio, Sofia, colo. <laughs> <laughs> O să facem, cred că, cea mai cool conferință din tot ce s-a întâmplat până acum în peisajul românesc. O conferință care din titlu își asumă uh, poziția celor de pe scenă. Nu sunt un părinte perfect. Să le povestim că am făcut un shooting. Cum a fost la shooting, Gașpar? Să spun că a fost un sacrificiu, să spun că a fost greu, dificil, dar ce nu face un om pentru comunitate, pentru prietenii lui dragi, pentru oamenii care au încredere în el? Pentru toți oamenii care, ascultând această emisiune extrem de relaxată, jovială, plină de amuzament și-și imaginează că Gașpar are o disponibilitate fantastică pentru întâlniri în afara programului, care oricum este supraîncărcat, să știți că vă înșelați. Gașpar are un program, eu îi scriu așa, eu îi scriu cu frică, îi scriu mesaj, ești? cu litere mici, să nu-l deranjeze majusculele. Pot să vorbești, nici nu scriu vorbești, pot să vă, ca să nu eu cu timpul să citească tot cuvântul vorbești. Și l-am păcălit pe Gașpar, pentru că el avea treabă la Cluj, și pentru că eu mă duceam la Cluj și pentru că era Luca Anton, era oricum cu Gașpar în aceeași treabă la Cluj <laughs> și pentru că l-am prins și pe Bob Rădulescu la Cluj, împreună cu Anca Dinu, cea care organizează conferința la Cluj, am pus la cale un shooting pentru coperta asta superbă, superbă. Este, este. Și am zis, uite, o găsiți, Gașpar. o găsiți în online, pe Facebook, da, pe, pe Facebook, Instagram. Pe tot, pe Fundația Zurli, pe Mirela Retegan. Ei, și am zis, Gașpar, uite, tu ce faci la Cluj? Ei, ce fac la Cluj, am cursuri. Miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Păi, de la ce oră? De la 10 la 7 seara. Super! La 7 seara, când termin într-o zi, vii să facem trei poze. bine, vin. Atâta mi-a trebuit. Deci la șapte seara, după zece ore de cursuri, Gașpar a venit ca o floricică. Bucuros! Splin <laughs> de energie, de vitalitate, <laughs> mi-am pus zâmbetul pe buză. Știți busă? cum arată ursulețul scos din burlogul lui și obligat să facă, <clears throat> nu știu, tumbe pe bârnă, cred că. Doar că ce n-a știut a fost că acolo le aștepta o întreagă echipă de filmare, patru camere, doi fotografi, cinci cameramani, o grămadă. Deci când a intrat Gașpar și a văzut desfășurarea de forțe, lumini, reflectoare, tot, am văzut așa cum s-a uitat la mine și a zis, Face sens să facem o copertă frumoasă. ai fost foarte drăguț. Mulțumesc. Foarte. Patru ore a durat. <laughs> Patru ore a durat uh, să facem cele trei poze. Iar la un moment dat stătea Gaspar așa singur pe un fotoliu și m-am întreptat spre el. Vorbea singur. Vorbea singur. <laughs> și zic ce faci, Gaspar? mai ții minte ce ai zis? Da, sigur. Că vorbesc zis? cu copilul meu interior. No, 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 nu, no, nu, no, nu. No. Nu faci cu copilul Eu. invizibil. Nu, nu, nu. Ce faci, Gașpar? Liniște-ți, copilul interior! Liniște-ți, copilul! Uite-l cum se zbeng! Da. Ești adorabil! Mulțumesc frumos! Tu-ți dai seama dacă asta s-a întâmplat la shooting... Cum va, fi la conferință, cum va fi la conferință care e pe 15 mai să le spunem celor care ne ascultă 15 mai la Cluj, în Casa da. de Cultură a studenților. eu cu Bob vom fi modelele de părinți Gașpar și Raluca, modelele de psihologi bine, Raluca intră și la categoria de părinți i-am invitat și pe Narcisa Suciu și pe Codin Maticiuc pentru că sunt prietenii noștri și au alte tipologii de părinți. Încercăm să abordăm acolo ideea de uh, părinte imperfect din cât mai multe perspective și să-i relaxăm pe cei care vin la conferință că nu există părinți perfecți exact. și că trebuie să ne străduim să fim cei mai buni părinți ai copiilor noștri. Dar ce e cel mai important este că această conferință în campania Mesaje de iubire pentru copiii cu branule, am demarat-o la Cluj zilele trecute și m-am emoționat foarte tare, pentru că în timpul unui interviu, eram cu Bob lângă mine, eu mi-am dat seama că tata acolo și a petrecut ultimele zile. La Cluj? La Cluj, la mm. oncologie, că mama lui Bob și tatălui lui Bob a trecut. Au trecut prin aceeași experiență. Mm -hmm. Și povesteam cu Bob că, sigur, părinții noștri se uită de acolo de sus și le spun: Îngerilor: Uite, ia copiii mm -hmm. noștri, vezi că ă, i-am crescut bine. O să fie foarte frumos. Abia aștept. Și fiecare bilet reprezintă, de fapt, o donație prin care noi o să facem acolo o campanie foarte curajoasă. Eu îmi doresc. În fiecare zi să se întâmple ceva pe secția de oncopediatrie. Cancerul nu se întâmplă doar de Paște, de Crăciun, de 1 iunie sau de uh, 8 martie, și vrem ca în fiecare zi un eveniment care să se întâmple acolo. Mic, dar care să conteze, să le schimbe puțin perspectiva și să, să aducă le... un pic de bucurie și de veselie. Și să le crescă speranța la viață mm, acestor frumos. copii, să, să ridice vibrația uh, oamenilor care lucrează acolo, să dea puțină putere mm. mămicilor toată lumea cu care vorbesc despre uh, proiect îmi spun e imposibil, este foarte greu dar nu e primul lucru imposibil văzut de ceilalți pe care eu l-am făcut posibil hmm. și mă bucur foarte tare că ești acolo alături de mine cu multă, multă plăcere. O să conteze foarte mult tot ceea ce facem. Ne întoarcem să vorbim despre sacrificiu pentru că uite, mamele care sunt acolo luni de zile poate chiar ani, pe patul pe, pe scaunul pe care stau lângă pătuțul copilului, putem spune că și-au sacrificat tot restul vieților, că viața lor nu se mai întâmplă hmm. în altă parte, că munca lor e în altă parte, familia lor e în altă parte, poveștilor lor de iubire sunt în altă parte, prietenii lor sunt în altă parte și toată viața lor este în spital pe un scaun lângă pătuțul copilului. Ne întoarcem! Despre sacrificiu vorbim astăzi, despre confuzia pe care o facem de multe ori atunci când credem că ne sacrificăm pentru copiii noștri și despre felul în care ne-au tarat părinții noștri spunându-ne toată copilăria că s-au sacrificat pentru noi și noi chiar am crezut, hmm. dar acum oameni mari fiind, cei mai mulți se dăm seama că de fapt viețile lor au continuat, ei au muncit și-au construit case și-au luat mașini, au avut o viață bunuță, sigur că nu în belșugată, nu în bogăție, dar n-au dus-o rău părinții noștri, au dus-o greu. Asta erau vremurile, ne-am născut în România, într-o perioadă comunistă și n am fost ușor. Dar din fericire n-am avut situație, cei mai mulți dintre noi n-am trăit niște drame foarte mari în familie, în așa fel încât să nu putem să ne facem viața mai departe. Ce înseamnă să-ți faci viața ta, Cașpar? Că poate așa vedem altfel sacrificiu. Uite, în timp ce vorbeai, mă gândeam la faptul că unii părinți au tendința de a le spune copiilor că s-au sacrificat pentru ei Deoarece nu au ieșit dintr-o relație de cuplu disfuncțională Sau pentru că nu li s-a părut că au dreptul și libertatea de a decide să-și continue viața altfel decât alături de celălalt am părinte al copilului Am stat și am răbdat pentru tine Exact Câți n-au auzit asta? Am stat și am răbdat pentru tine ca să ai un tată Da, da Am răbdat pentru tine ca să avem o casă și într-adevăr, atunci când folosim aceste cuvinte, și atunci când mesajul non-verbal e exact, cel pe care l-ai punctat și tu, cumva punem responsabilitatea pe umerii copiilor, fără să ne asumăm faptul că, de fapt, noi, în calitate de adulți, am fi putut să decidem uh, să ieșim din acea poveste, doar că poate a fost mai confortabil, poate ne-a fost mai. Uh... Am găsit putere. Exact, exact, a fost mai simplu. Sau de... Poate din niște calcule meschine, ne-a reșit mai bine așa. Da. Pentru că eu știu oameni care rămân în același cuplu pentru că din calculele lor iese mai ieftin. Și atunci e cumva mai la îndemână să spui că ai rămas de dragul copilului decât să-ți asumi că, da, anumite aspecte păreau să fie mai importante pentru viitorul tău. Este un sacrificiu atunci când muncești de dimineața până seara ca să construiești o casă cu trei camere în plus sau să iei o mașină mai bună? Poate fi văzut drept sacrificiu de către părintele care face asta, însă din punctul meu de vedere de psiholog și psihoterapeut e o alegere. Poate că nu e cea mai conștientă alegere, dar eu aleg să fac asta, să îmi duc toată energia înspre muncă, să aduc bani acasă. Ce sacrific când îmi duc toată energia înspre muncă din punctul meu de vedere și ce sacrific, de fapt, din punctul de vedere al copilului? Eu cred că din ambele puncte de vedere sacrificăm cel mai important lucru și anume conexiunea și relația dintre noi și copil pentru că se întoarce părintele epuizat acasă, copilului îi lipsește părintele pe parcursul zilei și poate se implică în tot felul de comportamente negative, n-a învățat suficient de mult, a făcut ceva la grădi la școală și părintele va fi foarte furios și foarte supărat. Eu am muncit toată ziua și uită, tu nu ești în stare să te comporți așa cum ar trebui în societate, la grădi la școală și... Nu conștientizez că de fapt copilului lipsește prezența mea, copilului lipsește ghidașul meu, vorba mea bună, îmbrățișările mele, privirile mele, zâmbetele mele și atunci sacrific cred exact ceea ce contează cel mai mult, această conexiune care îl hrănește și pe copil și pe părinte. O să fiu avocatul de în această emisiune. Eu nu cred că marea majoritate a părinților așa percep sacrificiu. Consideră că au sacrificat timpul lor, hmm. au sacrificat petrecerile lor, au sacrificat vacanțele lor, au sacrificat partea de divertisment și de uh, um, spațiu în care nu fac nimic sau. Am sacrificat, n -am, n -am, nu m-am uitat la un film mm -hmm. de nu știu cât timp. Cred că sunt foarte puțini cei care, de fapt, conștientizează că sacrificiul este, dar în partea cealaltă, exact. ai sacrificat copilul în momentul în care ai ales să stai 14 ore la muncă, crezând că funcția pe care o vei câștiga și banii din cont îți vor crea niște rezerve care să te ajute la ce. Că tu crești un copil care se trezește la adolescență în niște anturaje pe care tu nu le cunoști, cu niște apucături despre care tu habar nu ai și cu niște perspective și vise care te îngrozesc. Am avut, am avut o discuție zilele trecute cu o fetiță care are 12 ani și am întrebat-o: Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Și zici ce a răspuns? Bogată. <laughs> și a zis: Eu vreau să mă fac bogată ok, ce înseamnă bogată pentru tine? Bogată înseamnă să am o Tesla, să-mi duc copilul cu Tesla mm -hmm. la serviciu. Și am zis, bine, vrei așa ceva? Asta te face pe tine să te simți bogată? Facem rost de o mașină și, uite, dacă vrei, te duc eu la școală să te mm -hmm. vadă lumea în mașina aia. O să te simți mai bine, o, ai senzația? Da, asta îmi doresc. Mm -hmm. E o perspectivă, da. Apropo de asta, am auzit tot mai mulți copii, adolescenți, tineri chiar, în ultima vreme care au crescut în familii în care părinții erau foarte ocupați, munceau foarte mult pentru a asigura situația financiară a familiei și ce spun acești copii adolescenți e că ei la vârstă adultă nu vor să lucreze vor să obțină cumva bani în așa fel încât să se poată bucura mai mult de viață, să se odihnească să călătorească Bravo, niciodată, dar niciodată nu m-am gândit la această perspectivă pentru că am auzit asta foarte des mm -hmm. adolescenți care nu aceste generații nu muncesc bravo Gașpar nimeni, eu până acum nu, nu știu poate tu ai citit undeva, dar nu cred <laughs> uh, nu pentru că tu nu citești că tu citești mai mult decât foarte mulți oameni dar e o perspectivă extraordinară. Nu vă mirați că noi creștem generații care nu vor să muncească, pentru că s-au săturat da. să-și vadă părinții doar muncind. Epuizați. Și doar muncind. Mamă, wow, bravo! Foarte tare! Foarte tare. Și to toată viața adulților se întâmplă în jurul jobului. Toate nemulțumirile vin de la job, toate frustrările vin de acolo, toți oamenii nașpa sunt la serviciu. Da, da. <laughs> toate relațiile urâte sunt. Venim, venim încărcați cu energie negativă de la muncă, o descărcăm în familie, transformăm copilul într-un paratrăsnet al emoțiilor noastre. De ce să vreau eu, copil, să mă duc la serviciu ca să trăiesc toate lucrurile astea urâte pe care le trăiesc părinții mei? Absolut. Mamă, mi se pare foarte tare. Deci, dragi părinți, vorbiți frumos despre servici dacă vreți să avem de unde să ne luăm Exact, exact. Dacă voi vorbiți urât despre șefii voștri, despre serviciul vostru, despre colegii voștri, noi nu o să avem pensii. Și de asemenea e important să ne Cine. mai și odihnim și să-i lăsăm pe copii să muncească și ei pentru a ne asigura că toată lumea are din energia și a muncii și a distracției. Deci fiți atenți, sacrificiul pe care credeți că îl faceți astăzi, muncind de dimineața până seara, neavând weekend-uri, neavând vând timp pentru familie o să genereze de fapt o situație extrem de neplăcută, o să trebuiască să munci și când o să fiți bătrâni da, că da. nu o să muncească alții Exact. Și atât de interesant cum, apropo de aceste moșteniri transgeneraționale, cum copiii duc mai departe și ce văd la părinților, dar și ceea ce nu și-au permis să facă părinților, ceea ce nu au putut să facă părinților. Sunt două variante. Exact. Ori de viu orcoholică ca mine, ca asta am văzut la mama și mama avea un... ăsta era la noi... Motoul, uh, mantra. Mantra, light motivul, nu sta cu nu sta apa. Deci eu asta am auzit toată copilăria. Nu stă cum nu stă apa. Și ți se potrivește ce-i drept? Păgași, dar mama, n-a văzut un lac. <laughs> Nu s-a dus pe un vârf de munticel, ceva că nu pierdea timpul să meargă în excursii. Dacă se ducea și ea până la Sovata, la Hercul, nu la Herculane, ba și la Herculane, dar nu știu, la... să meargă și ea un pic la un lăcușor, ceva cât de cât. Uite, și la Dej există acum la Ocna Dej, au lac. Acum mm. se duce, târziu. Mm. Că până atunci vedea numai râurile de pe țibleș, cum la grepe repede, știi da, cum curge da, râul da. de pe țibleș? Asta am zis, Nu sta cum nu sta apa, drept în mare, eu am venit, o obsedată de muncă și, și nu atât de uh, succes cât de muncă. Să-mi găsesc Să ceva. Să faci tot timpul câte ceva. Da, în continuare găsesc da. ceva de lucru. După cum spuneam... Și, și chiar și atunci când muncești foarte mult o parte din tine, are tendința de a puncta faptul că nu... Ai fost atât de activă pe cât ar fi da trebuit. Dar să vezi ce mă cer seara când ajung acasă și din alea 10 lucruri am făcut numai 8 mm -hmm. și mă supăr pe alea două pe care n-am avut ca să le fac. Sau asta, face e exemplul lor, da. cum ai zis tu, sau din potrivă, cum poate mi se va întâmpla mie că așa simt, copilul nu va vrea să muncească în, în semn de protest. Da, Din respect față de părinte. Din, ca să compenseze. exact, din respect față de viață, să ducă mai departe și energia asta bună a, unei, a, unui trai în tihnă. Da, și pentru, probabil, copiii copilului meu vor fi undeva la mijloc. <laughs> vor munci atât cât să Vor vorbi despre te gane într-un mare fel. Da, a, și știi că o să scriu o carte care o să se numească reteganism reteganisme, Ien, din asta, cu toate lucrurile astea pe care nu le-am mai auzit la alții, am uh -huh. eu o abordare destul de originală de a vedea lucrurile și cred că o să îndrăznesc să scriu această carte, eu am auzit această expresie în sens peiorativ, da mă, reteganismele ei... Uh -huh. Și am zis, bravo. Să valorifici ideea. Exact. Idea, da? că asta am învățat, nu? <laughs> absolut, absolut. Orice vine spre noi, căutăm partea bună, o luăm, o exploatăm și oia vor regreta că au scos pe gură acest cuvânt. Orice lămâie poate deveni o savuroasă limonadă. Exact. Asta că eu beau apă plată. <laughs> <laughs> Îți ție să faci limonadă dacă vrei. Recapitulăm. Să faci o casă, să ai o mașină, să uh, ai niște. Produse materiale pentru care te duci la muncă 10, 12, 14 ore pe zi înseamnă dublu sacrificiu. Sacrifici și din timpul tău în care da. ai putea să-ți trăiești viața și altfel, nu înseamnă că nu ți-o trăiești, dar și mhm. altfel să trăiești și alte experiențe, dar mai ales înseamnă să sacrifici timpul copilului tău și relația pe care a fost foarte bine accentuat de tine. Și cred că e foarte important să ne reamintim Mirela că în orice domeniu al vieții e imposibil să câștigi fără să și pierzi și dacă ai o situație materială, așa cum e cea pe care tu ai descris, automat pierzi ceva și merită să te întrebi dacă ceea ce pierzi are valoare sau nu are valoare dacă nu e atât de important e ok, în regulă, poți merge mai departe în direcția respectivă, dar dacă îți dai seama că de fapt ceea ce se împuținează ajunge să afecteze viața copilului, viața ta și generațiile viitoare, acolo merită să, să mai gândim un pic lucrurile Care sunt valorile, Gașpar? Pentru fiecare dintre noi, valorile sunt ceva ce vine din interiorul nostru, e de fapt contribuția pe care noi o aducem în această lume. Valoarea mea e una dintre valorile mele, e aceea de a promova sănătatea relațională în România, ceea ce înseamnă că în momentul în care, după mai multe zile de curs, tu mă suni și îmi spui, Gașpar, am nevoie să vii la conferința respectivă, pentru că e o conferință în care promovăm relația dintre părinți și copii, eu voi spune ok, voi pune la o parte odihna, timpul cu prietenii, cartea sau ce-o fi făcut în timpul respectiv și merg în direcția valorilor mele pentru că știu că asta contează. Vreau să las în urma mea ceva ce să fie semnificativ, ceva ce să fie cu sens pentru, pentru semenii noștri. Deci fiecare dintre noi are dreptul de a-și găsi aceste valori și de a trăi o viață cumva raportată la aceste valori. Cum reușești tu să echilibrezi lucrurile care îți fac bine ție și lucrurile cu care faci bine altora. Eu sunt genul de om mirela și nu știu dacă am vorbit despre asta aici la antrenorul părinților care nu crede în echilibru. N-am de vorbit vedere, despre asta ca din, de. din punctul meu de vedere, echilibru e o capcană la A fel nu crede de mare. În, nu crede în echilibru în care să stai în echilibru. Exact, exact în Dar acel echilibru să... stabil, cred mai degrabă în dezechilibre. Okay. și cred mai degrabă în flexibilitate și în priorități. Îl iubesc! Mulțumesc îl iubesc? frumos! Adică să mănânci până te ghiftuiești, nu este ceva rău, pentru că te afli în acel dezechilibru în care mâine nu mai mănânci nimic. De exemplu, de exemplu. E, e și asta o modalitate de, de a vedea lucrurile. Însă nu, cred, cred mai degrabă în această idee de prioritate. Echilibru înseamnă linie? Înseamnă um, um, o monotonie? Înseamnă, poate să însemne... Știi ce înseamnă pentru mine echilibru? Uite, cu tot respectul pentru că suntem în săptămâna mare a Paștelui Catolic. Pentru mine echilibru înseamnă moarte. Să nu se mai schimbe nimic, să nu te mai influențeze nimic, să nu mai fi stimulat de nimic, atunci vei fi în echilibru. Adică, ce am scris eu zilele trecute, atât timp cât ești în viață, trebuie să trăiești. Exact, exact, și să simți și să-ți fie să -ți asumi, greu, să-ți fie bine, să, riști. să iei decizii, să riști, să fii curajos, să te întâlnești cu uh, eșecul, cu regretul. A, despre asta este viața. Să îmblânzești copilul invizibil când nu mai poate. Exact, exact, exact. Și acest echilibru despre care vorbesc atât de mulți specialiști în România și în străinătate, cred că îl întâlnim doar în Rai, nu aici pe pământ. Aici pe pământ suntem oameni care trăiesc și uneori suntem foarte dezechilibrați și mâncăm mai mult decât am fi vrut, și după și aceea două ce săptămâni exact ceea ce regretăm, și după aceea o lună întreagă postim sau două luni postim. Despre asta este viața de fapt, așa că atunci când vine vorba de, de a decide cum îmi gestionez energia, mă uit de fiecare dată la priorități, care sunt prioritățile în acest moment. Iar dacă simt că nu pot răspunde unei invitații pentru că se întâmplă și astfel de momente, am învățat să spun nu. Și ăsta e un alt element foarte important care ne ajută să nu ne sacrificăm Inutil, pentru că unele sacrificii pot să fie de a dreptul inutile, lipsite de orice valoare. Care e lucrul la care lucrezi acum? Lucrul personal, ta. Da. personal da. La, da. Care, da. la care lucrez acum. E ceva la ce lucrez de vreo 2 ani, dar mi se pare că anul ăsta se materializează cel mai bine și anume, legătura mea cu spiritualitatea. Să învăț, să ies din această paradigmă științifică, nu de tot, nu de tot da. dar să-mi dau seama că există și alte dimensiuni pe care știința încă nu le poate interpreta, nu le poate cuprinde. Așa că Ce să facem o emisiune asta despre a fac. asta. abia aștept. Pentru abia aștept. că amândoi suntem foarte deschiși în zona asta, să descoperim modalități de a crește. Și aici recunosc că tu ești un exemplu ai. pentru mine. Mulțumesc. Trebuie să recunosc că mare parte din discuțiile noastre m-au stimulat și m-au încurajat să merg în această direcție. Mulțumesc. Eu îndrăznesc să fac asta de vreo 10 ani și tot așa ca tine, nu ies din zona științei și a raționalului, dar îmi doresc să descoper și să uh, mă, mă ajut și să mă susțin de orice poate să însemne creștere pentru mine. Cașpar, hai să invităm pe părinți să meargă pe pagina de Facebook și să ne scrie acolo ce Credeți că n-ați sacrificat niciodată pentru copilul vostru? Ce nu ar sacrifica da. niciodată pentru copilul cred lor? Cred că e mai, minunat, cred da. că mai simplu. Sună foarte bine. Pe Ce, pagina de Facebook antrenorul părinților. Da. Ce nu ați sacrifica niciodată pentru copilul vostru? Sunt da. foarte curioasă să vedem ce o să ne spună oamenii. Eu am două cărți, dincolo de Parenting și Teorii, pentru că este cartea uh, despre noi doi și cu noi hmm. doi și Jocuri de Jucat Primăvara din colecția mea de jocuri pe care o dăruiesc cu drag câștigătorului de pe Facebook, iar tu ai adus... Din partea paginii de Psihologie avem Ghidul Copilului Interior, o carte foarte, foarte practică care ne poate ajuta să uh, ne împăcăm cu noi înșine, Mirela, și să nu mai sacrificăm inutil generațiile viitoare, să ne vindecăm rănile și traumele, în așa fel încât să fim adulții care ne-am dorit să devină și copiii noștri. Trebuie să precizez cărțile sunt de la magazinul Zurli. Noi nu știm să vindem. Dar ne străduim. Învățăm, da. În schimb, vreau să le spun neapărat oamenilor că pot să intre pe fundația fundațiazurli.ro acolo găsiți conferința Nu suntem părinți Perfecți. o conferință în care eu, Gașpar, Aluca, Anton, Bogdan Bob -Rădulescu, suntem actorii principali. Invitații noștri sunt Narcisa Suciu și Codin Maticiuc. Se va întâmpla pe scena Casei de cultură a studenților. Mulțumim Casa de Cultura a studenților care ne uh, găzduiește. dăruiește uh -huh. și e partener uh, gratuit în această uh, poveste. Conferința Nu Suntem Părinți Perfect susține campania Mesaje de Iubire pentru Copiii cu Branule. Câți părinți așteptăm la această conferință? 800! Uu, deci e o sală mare, părinții nu doar din Cluj, din tot Ardealul, din toată Transilvania, inclusiv din București, vă așteptăm pe 15 mai la Cluj. Știi ce zi e în 15 mai? E ziua familiei. Da, ziua internațională a familiei. Da, Și pe da. 14 mai știi ce zi e? Uh... Anul ăsta? Să sărbătorește ziua, ziua, ziua tatălui. E ziua tatălui. Când e ziua Zurli? Ziua, ziua Zurlii, în octombrie. E în octombrie, credeam că e în mai. Nu, nu, nu. nu. No. În mai e ziua mai ei mm -hmm. și e ziua găștii Zurli. Ah, e știa, știam eu că ceva e legat de mai. <laughs> pe 21 mai am avut primul spectacol, la o căsuță mică, acum... Hmm, 1, felicitări, felicitări. Musai să cântăm asta pe 15 mai, am o, căsuță mică. foarte acolo, la conferință. Deci intrați pe Fundația Zurli. Dacă simțiți nevoia să faceți mai mult decât să cumpărați un bilet. Puteți să faceți acolo donații. 845 este SMS-ul unde trimiteți cuvântul acasă, 2 euro recurent. Îți mulțumesc că tu în fiecare lună ne susții campania pe fundație. Iar Toată energia mea și a echipei Fundației Zurli se duce în următoarea perioadă în intenția noastră de a crea un program prin care, în fiecare zi, pe secțiile de oncopediatrie din România, să se întâmple ceva care să însemne vitamina de fericire. Știți de ce nu fac foarte mulți asta? Majoritatea renovează spitale, cumpără uh, instrumente, dutează, pentru că n-ai cum să cuantifici cantitatea de fericire. Sponsorii au rezerve foarte mari pe genul ăsta de proiecte, că nu poți să monetizezi. Da. Câte kilograme de fericire ai livrat astăzi la fundeni? Câte grame de speranță ai dat fiecărui copil care astăzi a fost impactat de campanie? Și atunci asta trebuie făcută cu prieteni? Exact. Cum o facem noi cu această conferință care să ne ajute, cu oameni care ne ascultă și care sunt fericiți că au copiii sănătoși, și că ei, chiar dacă își imaginează că sacrifică ceva hmm. pentru o casă, o mașină, de fapt, nu își dau voie să sacrifice relațiile cu copiilor. Așa că, dragi ascultători, dacă vreți să faceți cadouri speciale de Paște, aveți posibilitatea de a cumpăra un bilet nu doar pentru dumneavoastră, ci și pentru prietenii și colegii dumneavoastră, pentru că împreună putem aduce lumină și și iubire în viețile tuturor. Iar acolo la conferință vă garantez, <laughs> vă garantez că o să vă distrați, că o să vă bucurați de prezența noastră, de onestitatea pe care o avem toți. O să fie prima conferință doar cu ardeleni, <laughs> moderată de olteancă, <laughs> pentru că cineva trebuie să ne ajute să și terminăm această conferință la un moment dat. Și Gașpar îți doresc paște fericit. Mulțumesc frumos, sărbători tuturor. spunem cu la mulți tuturor. ani tuturor. celor care vor sărbători de dată cu Paștele tău și Paște fericit celorlalți. Noi o să facem o pauză în uh, duminicile de Paște. Ne ducem și noi să mâncăm salată băf și păscuță da, da. și miel fiecare la mămica lui și ne vedem după Paște să povestim și să continuăm această aventură frumoasă care se numește Antrenorul Părinților. Dacă vă e dor de noi ne găsiți pe Spotify. Exact, acolo sunt toate edițiile din 58. Antrenorul Părinților. 58! de ediții! Stai wow. stai 58 de întâlniri degeaba cu tine? Că tu tot ca la o străină te uiți? 58 de ore Doamne, deci e cât, e, e cât o terapie pentru un, unii se fac bine. Un proces terapeutic, deci, da? ca și da, doar unii da. în 58 de ore se fac bine. Te pup, te iubesc, sărbători fericite. Sărbători cu lumina. Sărbători fericite, oameni buni și fiți lumina aia pe care vreți să o vedeți și voi la alții, pentru că așa se întâmplă în povestea asta. Dacă noi suntem soare, toți ceilalți care interacționează cu noi vor deveni lumină. Sărbători fericite! Mirela Retecan și Gaspar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM